Prima bibliotecă din România, în incinta unui aeroport, a fost inaugurată la Cluj-Napoca. Aeroportul internațional Avram Iancu are de astăzi un spațiu destinat celor care doresc să se relaxeze și să-și petreacă timpul citind înainte de a urca în avion. Spațiul recreațional se află în incinta corpului de legătură dintre cele două terminale ale aeroportului clujan. Ideea amplasării acestei biblioteci îi aparține lui Florin Moroșanu, directorul Asociației Cluj-Napoca 2020, capitală culturală europeană, iar propunerea lui a fost acceptată și sprijinită de către conducerea aeroportului. Am avut o activare cu un zbor Cluj-Marea Britanie, România-Marea Britanie, Cluj-Liverpool și în acel moment ne-am dat seama că există potențial, aeroportul este deschis, acesta era un loc care părea să fie nefolosit și atunci împreună cu cei care au pus umărul la acest proiect ne-am gândit că hai să încercăm. El acum este un proiect pilot. Deci el este suficient de mic ca să nu poate să pună probleme în gestionarea lui, dar dacă cumva va fi interes, eu sunt convins că va fi un spațiu mult mai mare pe viitor. Ne bucurăm să putem sprijini inițiativa Cluj-Napoca, capitală culturală europeană pentru 2021. Ne bucurăm că domnul președinte Lintișe și domnul primar Emil Boc au ca prioritate dezvoltarea aeroportului, dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca. Cei care ajung în aeroport vor putea beneficia de acest spațiu de relaxare care le pune la dispoziție cărți și broșuri de informare turistică. Biblioteca se poate folosi deja și invit pe toți oamenii să vină să călătorească și alături de o carte și sigur dacă pot să și doneze una din cărțile care le-au plăcut, astfel încât alți oameni care vin aici să aștepte să se poată bucura și ei de acea lectură. Spațiul a fost amenajat cu ajutorul Asociației Studenților Arhitecți, iar reprezentanții celor mai importante festivaluri din Cluj au contribuit cu fotolii personalizate pentru a da culoare bibliotecii aeroportului. Untold e un act de cultură în sine, pentru că reunește genuri muzicale diferite, reunește oameni diferiți, reunește culturi diferite din toată lumea până la urmă. Biblioteca din aeroport este un proiect pilot. În eventualitatea unui succes, se ia în considerare mărirea spațiului, dar și continuarea acestui demers în alte zone de interes ale orașului.